Salutare la toți! La noi timpul se încălzește. Și stoc pești zăpada, uitați. Bai frig, sâmbăți minus 15, ba, ia că e cald. Că să n-avreți să apuci azi de decor. Salut! Salut! Și te-ai apucat? Decor? Nu a fost vorba. Copiii au spus că a venit zăpada, dar mama, dar la noi în casă încă nu-i decorațiunile de iarnă. Am scos din patul Arianei. Că este unicul pat care are mult de poez în afară de-a nostru. Îmi pare rău că la Alex tot n-am luat așa un pat, știi? Ia să luăm, că noi în viitor apropiat ne gândim să-l schimbăm al lui Alex. E foarte incomod la cap, știți? Da, la cap și al lui Alex și Ikea noastră din cameră e foarte incomod la cap. Adică e foarte bine ca să ai așa moale la cap. E foarte comod. Și se deschide. Sau cum avem noi sertarele cele. Se deschide, da. Da, uitați-vă câte lucruri am ușa să aduc hainele de vară, le pun aici. Și careva hainuți care am să le dau tot, le pun aici. Și am scos pleduțurile de iarnă, să fac decorul cu copiii de seară când o să vină, să facă wow. Și să vă arăt ce am mai cumpărat din România din decor. O să mai schimbăm o leagă. Eu mă duc acuși să leu pe Alex, ne ducem la basket și la ora 6 să trec să o iau și pe Ariana și o să venim toți acasă și la 6 a să fie casa gata, decorată. Pe lângă decor, mai strângi, mai speli, mai faci și tu de tu reușești, tu ești ca furnicuță. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's... După cum ați înțeles, m-am pornit să fac curat în comodul acesta. Uitați-vă, încă n-am scos toate lucrurile de el, dar mă ating niciodată n-am făcut într-un scurat. Sau am făcut, dar odată de când l-am cumpărat. De mult nu a fost la noi așa. Dar până nu fac aici, nu mă apuc de decor. Miuța acuși o să mă ajute. Acuși le selectez pe toate. Aici avem și multe baterii care trebuie să le ducem. Deci sunt foarte multe lucruri. Când punem aici, pe comod, mereu deschidem aici toate sertarele și punem tot așa, aruncam ban unul, ban altul și iată, cam asta e situația. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Making our Christmas memories. Yeah, see. Good times with you. Don't even care what we do. If we're spending mâncare, with you. Mâncare. Eu am o oră jumătate, mă ține cu comod și ăla de ce-am făcut. Mulțumesc. Da, am văzut. N-am scos vreo 2 ani de acolo nimic. Ai, n-am spus un an. Eu odată doar am făcut. I-am spus și punem pe comod tot acolo. Linguri și vrei? Linguri, da. Eu fac fasulele pentru diseară. Da. Mărăturile sunt frigidier. Venim la 6 și îi tragem o fasole cu murături și cu ardei iute. Da, dar eu aici am niște clătite care mi-au rămas. Și o să le mănânc, îmi pare rău să le lăs. Yes. Am clătit săraci. Sergiu nu mănâncă, dar eu le mănânc. No. Alex mănâncă, doar Sergiu nu mănâncă cu Ariana, tata cu ficulița. Dar noi cu Alex nu ne supărăm deloc. Noi o să mâncăm mai mult. Tu ai să mănânci clătite? Da, și un chipiere așa. O să ne avem încălzit și o să mănânc sare. Și la treabă, mai departe, sper să reușesc să fac decorul. Ca pe trebuie. Cu voi, pe urmă, nu mai faci nici decor, nici curat, nimic. Sergiu pleacă. Bine? Ieri e roșia. Am încălțit. Mănânc și mă duc, da, să-l iei pe Alex. Ducem la basket. Drumul la 6 trece și mă luăm pe Ariana. Și venim acasă, mâncăm fasuri.
gata cu dulapul. Vreau să vă-l arăt în interior, sigur că. Mi-a luat vreo 2 ore. Parcă pare micuț, dar multe lucruri am avut în el. Așa. Așa. E gol acum, nici n-am ce pune. Aici sunt carduri. Iată, așa. Aici practic nici nu a fost dezordine. Gențele mele. Aici am pus, este divară și pălăriile. Aici chițăbușuri iar. Am găsit chițăbușuri oricum. Și aici deja hăinuțele, adică hăinuțele, tot ce este de iarnă. Ia că mai rămas, uitați-vă și am găsit de anul trecut, care le-am cumpărat și nu le-am pus. Dar cred că o să le pun, este să lipesc pe geam. Cred că o să le pun pe oglinz. În băi, o să văd, la copii, da, stare drăguți, îmi plac mai ales acești brăduți și steluța e foarte frumos. Am găsit și un brăduț gonflabil, cred că de seară cu copiii o să-l înflăm. Acum am venit la bucătărie, vreau să lămuresc repijor în vreo 20 de minute, cred că mă încadrez să lămuresc bucătăria. Scot toate decorațiunile că le pun sus. Acuși vă arăt, pentru că la mine aici sunt nante dulapurile. Eu sus păstrez decorațiunile de Crăciun, de Paști, de vară. Nu știu aici dacă am ceva, ia că acolo sunt de Paști. Aici văd că sunt de Crăciun acolo și acolo sus. Sunt multe. Am și uitat ce avem. Aici am așa acolo. Trebuie slicat mult. Și sus tot am celălalt care luminează frumos. Aici este de Paște celălalt sus. Bucătăria e strașnic. Ieri am gătit și nu prea am organizat. Eram foarte obosită seară și le-am pus doar așa. Am și mașina care de spălat vasele să o lămuriesc, să o scot, adică. La treabă, trebuie asta să fac în 30 minute că să mă apuc cu casa. Trebuie să dau hainele astea în baie, eu le usuc aici, că aici e cel mai cald la noi. Deja când vine oaspeți sau cineva, normal că nu le țin mereu în casă. Ele o susuci repijor și o să le pun la loc. Aici deja am scos câte ceva din decorațiunile de iarnă care le-am cumpărat acum din Iași. O să vă arăt care sunt noi. Asta tot tare mult mi-a plăcut, uitați-vă, iată așa, și are și o lopățică. Aici adică putem pune orice vrem. Cake, biscuiți, e foarte frumos. Uitați că nu pot scoate asta, iată așa. Uitați-vă și de frumos. Îmi place și fiongul ăsta care este roșu aici. Astăzi nu reușesc să fac ușa, când o să decoreze deja Sergio luminile afară. Sper să le decoreze zilele astea pentru că se arată mai cald, pe urmă se răcește. Și am eu un gând să mai fac ceva pe prag, dar nu știu dacă Sergio o să fie de acord să mai cumpăr câte ceva din decorațiuni. O să văd deja când o să fac ușa și la ușă tot. Îmi mai trebuie, mă ating lentă de cer roșii. Eu am cumpărat ceva din Iași, dar nu știu dacă o să meargă la ușa mea. O să vă arăt că am peste toată casa și căni am luat și decorațiuni diferite. Să mai schimbăm un pic. Am spus, mi-a luat 25 de minute să fac totul curat, bine. Acum se poate de lucrat mai departe. Cobor toate decorațiunile. Fasolele mele e ceva mult fierbă astăzi, nu știu de ce. Nu prea mi-a plăcut punga. M-am uitat data de expirare, mai are mult. Dar
Cred că nu s-a nimerit vreo partidă bună, dar o să mâncăm și așa. Scot decorațiunile, le pun aici pe masă și merg în salon să organizez mai întâi acolo, apoi aici și deja să fac și fasulele. Aici am și un cake de portocală. O să apară în curând pe canalul meu de rețete. Noi deja pot să spunem că l-am mâncat. E foarte, foarte gustos. O rețetă grecească, adică în Grecia mai mult să mănânc cake-urile astea. Gata aici, așa, am schimbat anul acesta, am schimbat și chestia asta, am călcat-o cum s-a aranjat deloc. Aici am pus așa, aia este tot scumpărate acum proaspete, am pus și clementine că să mănânce mai repede. Acesta tot l-am cumpărat, îi viu, nu e artificial. Aici așa am făcut, am pus și căminul, acolo încă n-am făcut nimic, acuși fac și acolo, întâi mă apuc de fasulele, să fie prăjite gata, că nu o să vină băieți să mănânce. Și pe urmă mă apuc de masă, sper să reușesc măcar masa și salonul. Deja în odăile copiilor o să văd ce îmi rămâne din decor. Atunci o spun ce rămas sau pe parcurs o să mai cumpăr. Dar eu așa de fiecare dată spun că pe parcurs a cumpăr și nu mai cumpăr și se duce iarna, se duce toamna și nu mai cumpăr nimic și rămân tot așa. Deci dacă vreți să cumpărați, decorați casa, cumpărați și decorați, că pe urmă nu o să mai adăugați. Din experiența mea, deci eu la mine așa se primește. Azi am decorat casa, gata, pe urmă am alte bătăi de cap. Mă apuc să fac fasulele, prăjesc șapa, morcovul, o leacă de roșie, pastă de tomat, marar și pătrunjel, fasulele șerte și mâncărica e gata. As we walk from house to house, to wish us all a merry Christmas. Vreau să vă arăt și ce am cumpărat nou anul acesta. Deci așa, prosoape, 3, așa o farfurie, mi-a dat din ochi, șervețele, la fel, niște cănuți pentru cafea, erau câte două în set, iată așa, uitați-vă cât de frumos stau. O să le despachetez și o să le pun lângă mașina de spălat. O să le pun lângă mașina de cafea. Două vasuri așa frumoase. O să pun dulciurile. O să le selectez de mai mici, mai mari. O să le pun aici pe masă. Acesta vă l-am arătat. O formă de silicon în formă de brăduț. Cred că o să fac un cake ceva. Aici un covoraș de silicon pentru canalul meu de gătit. Este foarte comod. E și mare. Mi-am luat unul mare. Șervețele care se fac așa, sper să-mi reușească, două așa linguri cu decor de iarnă, pentru muffin acestea sunt, unul și încă unul, așa, cănuțe am luat, așa cu Merry Christmas, cu biscuiți, cu babă de zăpadă și aici ce-i tot. Așa. Am luat și niște fulgușori pentru masă. Eu am ceva asemănător, dar e rotund și deja sunt deteriorate o leacă culoarea, așa că am luat că stă foarte bine. Așa o farfurie trio
pentru, nu știu, cred că o spun de astea, nu, cușoare sau chiar dulciuri micuțe, o să văd. Pahare, am găsit 6 așa pentru copii, cred că în seara de anul nou o să le pun. Și așa un vas cu tiel și cu o spatulă, foarte drăguț. Am zis, uitați, parcă e o ceașcă, parcă e o cană mare. Și vom face biscuiți, cred, cu copiii. Atât. Asta am luat nou, nimic altceva. Am uitat să vă spun, nu știu dacă am arătat în blocul anterior, am luat și așa două pledusuri frumoase. Cred că o să le pun în camera copiilor. Eu aici deja am aprins tot ce am avut de aprins. Cred că o să mai pun ceva luminiți, nu știu. Iată așa. Văd că acestea sunt slabe. Vedeți, nu sunt așa de puternice. Acum o să vină Sergiu și o să-l rog să schimbe bateriile. Aici așa, mie îmi place. La noi dulciurile copiii iau câte una, două, nu exagerează, de asta și mereu avem dulciuri pe masă, peste tot avem dulciuri. N-am reușit aici să fac masa, noi dar au venit. Iar casa este de Crăciun. Vă place? Salut! Ce mănânci? Oh my god! Văd că mai, aici mai e de pus ceva, nu? Da, n-am reușit tot! Oh! N-am reușit tot, zicum! Wow! Îți place? Vă place? Și cămin? Da, v-am pus căminul, dar am o rugăminte la tine să-mi schimb bateriile la toate decorațiunile. Vezi că nu sunt așa de puternici. Gata! Ariana, el, Ariana! Uite, uitați-vă așa, nu trebuie să faci decor în casă. Uite ce lipit aici, lipit. Da, 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 lipit mai, aici. Mai, mai. Foarte cineva. Uitați-vă și este... Ce-ai făcut, Arian? 8 opus, 81 nu există. Și aici, uitați-vă, vă place? Eu am spus că la noi bomboane sunt peste tot, pentru că copiii ce fac? Mănâncă, dar... Cer voie când mănâncă. Cu metru, da. Ei nu scapă la bomboane așa să mănânci. Da. La ne bucurăm până când. Poate așa bomboanele și o lună. Adică nu o să mănânci copiii... Toate odată. Toate odată, da. Poate câte una în zi dacă să mănânci și... E câteodată mai scapă, două, trei poate să mănânci, da. Dar ce faceți voi acolo? Voi trebuie să aveți grijă de calendar, da? Bine? Da. 0-1 trebuie să spun, da? 0-1 trebuie să spun. Vezi, aici am schimbat... Mâine e December la noi. Da. Adică a spus tema azi video. Da, o să fie. Da, l-am filmat ieri într-un film. Da. Și o să fie decembrie, 1 decembrie. Chiar pe 1, da? Dar mâine, pe 1 decembrie, o să facem brătuțul cu copii. Las brătuțul să fie cu copii. Da, acolo să-l schimbăm. Tot acolo, că alt loc nu avem. Nu avem, el, Arena. Aici am arătat ce am cumpărat nou. Din decorațiuni. Ai uitat? Eu n-am arătat ce se face aici. Noi deja cu tata. Tati, vă arătăm. Aici, uitați-vă ce se face acolo, acolo. Am eliberat puțin și dulapul aici. Da. Să aduc și încălțămintea. Spun, deci avem mult de lucru zilele astea. Nu credeți că Sergiu a mers la ea și nu și-a luat și lui ceva. El a dâns. Am arătat. Ai arătat? Și pune gheața. Nu, nu, mai te că n-ai arătat. Ia uitați-vă aici. Probleme. Asta, ia celeică miticuță. Ia celeică miticuță. Asta e gheață. Dar numai că noi putem și fără leică, așa spune. Și? Asta e gheață. Și? Asta o să fie 4 bile perfecte de gheață. Da, dar el e tare puțin. Și să faci cu 4 bile numai tăticu? E așa, asta două, pui una în pahar de whisky, așa. Trebuie să, știi ce să faci? La fiecare, acum în fiecare zi, să începe a turna fiecare zi și să pui lădița aceea de la nu, congelator. Nu, asta așa odată, asta nu e să ai mult. Aha, odată, da. Ei, dacă zici că odată, n-are unde pune el adus. Da, aici Ariana are de lucru, da? Ce faci? Am zis să sortezi, Ariana spune așa frumușel. În brăduț și restul spună în această vază. Uite, mami, uite, aici. Uite, aici pune de un fel. Da? Acestea sunt prea multe. Să nu fie prea multe, bine? Miuța!
Sau poți pui ca acestea, că nu frumos stau aici. Poți să le pui pe acestea aici, vezi? Ce frumos. Sau o inimă. Da, inimioare. Da, bravo, e ca acestea. Inimă mijloc. Da, mami, e ca așa. Așa. Vezi ce frumos. Da, e ca mai sunt aici. Eu să le pun așa, mami. Da, pune-le așa. Le pun mai frumos, ca copiii să fie fericiți. Copiii să fie fericiți? Voi să fiți fericiți că... Ai, ce ăștia sunt copii? Da. Ce ăștia sunt ursuleți? Da, fasole. Yes. Yes, dar eu mănânc fasole. Da, să scot murăturile, să dau astea la o parte, că și Alex e foame, dar s-o dus să băiască. Da. Ai văzut cănuțele de cafea? Ai să bei din ele? El a dus, nici nu le vede, el a dus. Uite. Uite aici. Astea? Da, o să le țin aici lângă. Da. Super, așa am luat 4. Când noi suntem 2, dar poate mai vine cineva. Super. Ia-mi zidem fasulele s-o prânit? Scot murături? Ca la bunica miros. Da. Asta e bine. Nu, trebuie să iei ceva mai mare. Cu lingura asta. Ariane i-a căzut o ciocolată. Și Miuța se joacă cu ea. A, unde ești, Miuța? Unde? Unde e ciocolata? Unde? Unde e ciocolata? E, lui Miuța îi plac ciocolatele. O gustat odată de pe o hârtiuță. Și am înțeles că îi plac, așa că să înțeleagă e că acolo e ciocolată, cred ce s-o rupe. Și gata, am finisat și aici. Iată așa, s-a primit decorul nostru. Și aici am făcut un pic schimbări. Le-am pus pe acestea aici. Și aici mă ating să prind acesta. Nu și vă arăt, uitați și frumos, l-am împodupit. Îți place, Ren? Ce cu tine? Ren m-a ajutat și a aranjat bomboanele. Da, le-am pus acolo. Ren au aranjat. Ca să fie frumos și așa, vezi? Frumos arată. Uh-huh. Am hotărât să lăsăm așa, da? Deja afară și pragul îl vom face când nu faci și bradul, bine? La bucătărie am strâns tot. Și Miuța aici m-a ajutat și pe mine și pe Ariana. Am spălat cu mâna și paharele astea noi care am cumpărat, cănuțele. Și-a luat Sergiu și paharuțul de astea mici. Te zicea la bunica să ducem orhideele, să ne aducem noi, da? Dar mă ating că asta la mine dă pui, vedeți? E că aici, da, să dai puișor. Aici o doi. Da, e că aici este un puișor, vezi, Ariana? Aici tot doi. Da, aici nu știu ce este, cred că e rădăcina. Da. Nu sunt tare, mama nu-i tare priceput în orhidee, în flori, așa că nu știu, bunica știe mai bine. Aici când crește tulpina, atunci așa. Da, ce ai pus asta? Să țină. Când are tulpina ca aceasta, să ține. Înțelegi? Să nu cadă așa, uh-huh. Da? Vrei ceva? Cum pantalonii? Îți bine. Plac? Sunt comos? Deci ăștia tot i-am luat Arianei din România, foarte comos și grosuți. Vai, leu, de mă sunt negre, Ariana. Ia uitați-vă, vedeți cum are? Cred că o să decărăm brăduți pe canalul lui Alex. Da. Vei? Spune pa, pa. Pa, pa. Pupici cu sclipici. Pupici cu sclipici cu inimioare. Da, și să aveți sărbători cât mai... Cât mai bune. Frumoase, bune, da? De Crăciun. De Crăciun. Pa, pa. Pa, pa.